Sănătate, numai bine tuturor, să vă arăt care-i treaba cu mașinile electrice, adică cu e-Golf-ul ăsta și în general cu toate mașinile electrice. E o problemă, mai ales că vine iarna. Bun, e sfârșitul octombrie, vine noiembrie și clar în decembrie chiar o să fie iarnă și avem probleme cu stațiile de încărcare. Haideți să vă arăt eu ce se întâmplă cu o mașină electrică cu autonomia. De exemplu, acum avem autonomie 42 de kilometri, da? I l-a încărcat. Și punem aici Iveco Plus. Punem pe Eco. Da? Tot 42 de kilometri. 43 l-a încărcat acum. Dar dacă pornim aer condiționat, 41 de kilometri. Și acum e problema mare când dăm să încălzească și îi dăm și blană. Acum nu ne arată că nu știu de ce nu încălzește cum trebuie. Da, vă spun, în momentul când îi dai încălzire, deci, uite-te ce se întâmplă. km. Înțelegeți? Deci cam jumate. Dacă mașina se încarcă și îți arată 200 km, când bași căldură să te încălzești iarna, de fapt merge 100 de km. Pentru că mașina asta nu e capabilă să bage căldură și consumă foarte mult. Așa că la iarnă, cine va rămâne pe mașini electrice, o să cam înjure foarte tare. Și îmi pare rău pentru ei. Dar asta este adevărul. După, hai să zicem, 9 luni de zile, părerea mea despre mașinile electrice că sunt așa, ca și niște jucării, eu nu mi-aș cumpăra. La un moment dat m-am gândit că ar fi fain să-mi cumpăr, dar bineînțeles, infrastructura care e la noi și după aia când o să trebuiască să dai și bani pe încărcare, nu-i văd avantajul. Stai, eu stau 12 ore pe săptămână la încărcat. Minim. Sunt zile când umblu 2 ore după o stație de încărcare. Nu e ok. 12 ore ai o zi de lucru foarte mult. O zi de lucru foarte bună. Eu nu prea stau 12 ore la lucru. Maxim 8 ore. Așa că prefer mai bine să dau banii pe gaz și să nu mai stau la încărcat. Decât să stau la încărcat, mai bine mă duc și stau în munte, pe munte și mă uit la, nu știu, la copaci și respir aer curat. Da, cam asta e despre mașinile electrice. În schimb, îmi place foarte mult mașina asta. Păi, cum arată, e super. E foarte tare și interiorul se simte, e ușor de curățat. Are sunetul destul de bun. Sper că la următoarea mașină care la Priusul ăla care mi-l iau, sper să pot să-mi pun subwoofer. Pentru că subwooferul e inima mașinii, după părerea mea. Deci dacă pot să-mi pun subwoofer în ăla, o să iubesc mașina aia. Chiar dacă e mai nașpa ca asta, nu contează. Dacă are subwoofer în ea, ei, ce treabă. În rest, ce aș mai putea zice? Acum, în ultima vreme, am observat că am Android Auto,
am văzut și eu ce înseamnă aia. Deci poți să spui telefonul și să răspunzi la mesaje, să spui, de exemplu, eu am Tidal, eu ascult muzică de pe Tidal, poți să intri pe Tidal, paf, și nu mai trebuie să intri pe telefon, să schimbi piesele, dar oricum, pe Android Audio se aude mai nașpa. Se aude mai nașpa muzica decât pe ăsta, decât pe Bluetooth. Pe Bluetooth se aude foarte bine. Așa că asta m-a aflat acum când mă duc și eu. În rest, îmi pare bine, îți recunoscător că am fost pe o mașină așa faină și care se conduce atât de ușor. Chiar a fost o experiență foarte faină. Dar asta este, din păcate, nu funcționează, părerea mea. Încă nu suntem pregătiți pentru mașini electrice. S-au grăbit ăștia de la guvernare să bage plafonare și nu știu mai ce. Oamenii nu-și mai pot încărca acasă mașinile și normal că era de așteptat să se întâmple chestiile astea. Uite, care vrea să-și încarce mașina, lui ora 6:44 de minute. 18:44 și stația din spatele meu e liberă și eu deja îs de vreo 15 minute aici. Deci pe la ora asta se încarcă, fraților electrici. Asta e, trebuie să las și să înceapă distracția în altă parte, altă experiență. În viață e vorba de experiențe. Acum am văzut cum e experiența asta, am putut să spun și la alți oameni ce înseamnă asta. Sunt mulți oameni care poate nu știu și vor să-și cumpere o mașină de asta electrică și au tot felul de păreri. Sunt foarte mulți vânzătorii știu cum să te prostească, cum să te bolunzească de cap să cumperi mașina asta, că e bună, că nu știu ce, că scoți bani, că nu ai nu trebuie să mai bagi ulei, nu trebuie să mai faci nu știu ce, nu trebuie să mai schimbi nu știu ce, și atunci te bolunzește, că are și puncte forte, într-adevăr, nu poți să zici. Asta are 110.000 de kilometri și nu s-o schimba nimic pe ea. Deci nu mă bagi apă la parbriz, într-adevăr, nu. Și schimb cauciucuri, atâta tot. Are și puncte forte. Și normal cum vânzător acolo să bată. Bă, ai faină mașina aia, nu știu ce, e super, uite-te, are Android Auto, are nu știu ce, are faruri LED, are toate dotările ce vrei tu, uite-te ce fain să conduce, nu poți să compar cu nimic, nu e foarte silențioasă, nu s-aude nimic, normal că asta o să-ți bagi în cap. E, dar când nu-ți zice, bă, stațiile de încărcare o să fie vai și amar de capul tău, cu timpul tău o să fie pierdut la stațiile de încărcare. Și dacă faci, cum fac eu, 12 ore pe săptămână, ori 4 săptămâni, îs 24-48 de ore, 2 zile pe lună din viață ți le pierzi stând la încărcat. Măcar eu când stau la încărcat mai fac câte un videoclip, nu-i chiar pierdut. Că totuși videoclipurile astea pot să ajute pe cineva. Așa că 2 zile pe lună, 10 luni, 20 de zile, 12 luni, 24 de zile. 24 de zile pierzi la încărcat într-o lună dacă faci Bolt. Deci asta e minim. Sunt zile când stau mai mult, de exemplu. Asta în cazul cum, dacă lucrezi cum lucru eu, așa lejer, sub 40 de ore pe lună, pe săptămână.
Deci 24 de zile, ăla e un concediu fain, mă, sunt pe picior dacă nu, un concediu fain, nu știu. Oriunde te poți duce, chiar dacă nu ai bani, te poți duce la țară și stai 24 de zile. Da, așa se calculează. Și apoi ce să mai vorbim în 10 ani? Că imediat pierzi un an din viață. Stând la încărcat. Deci, așa se calculează treburile. Cât timp pierd? Pentru că în ziua de astăzi, oamenii cred că și-au dat seama că timpul e cel mai important. Și eu așa calculez tot în timp. Eu am nevoie de mai mult timp, așa că mai bine mă duc de aici și fac rost de mai mult timp. Atâta tot. Cum, dacă greșesc, vă rog să mă corectați în comentarii. Cred că atât am avut de zis. Acum vreau să mai și stau. Doamne ajută!